Admir ceea ce ați adunat aici și vă doresc să creșteți tot mai mult. Aveți aici, sunt unele lucruri, le-am văzut pentru prima oară și m-au entuziasmat. De pildă, acest arbore genealogic al casei de Hohenzollern, de fapt, al lui Carol I. Asta știți, vă amintesc, casa de Hohenzollern este o casă importantă cu două branșe, branșa bogată și protestantă, care a dat și pe Kaiserul Germaniei, aceea săracă, săracă de la Sigmaringen, și norocul românilor, am eu obiceiul să spun, este acela că un prusac sărac care era econom, care detesta luxul și opulența boierimii românești, care nu-i dădea decât două degete când o saluta, a fost salvarea acestei românii. Obișnuiesc să spun că combinația Carol I și matematicianul care a reformat învățământul Spiru Haret au fost cei care au dat României epoca cea mai bună. Pe o pânză, pe o hârtie, pe o pânză, acest arbore genealogic are o semnificație absolut particulară. Aveți aici toate stemele caselor regale și imperiale din Europa cu care Carol se înrudea. Toată lumea îl lua drept prusacul care reprezenta Germania, uitându-se că, de fapt, el era cu mult mai mult ca sânge din familia lui Napoleon Bonaparte și a Boarneilor. Dincoace, aveți o piesă, care, asta a fost tipărită la Viena, în ciuda faptului că titulatura e franceză, este tipărită la Viena. Alături aveți ceva ce, într-adevăr, am văzut cu uimire eu însumi și am văzut ceva iconografie epocii. La momentul jubileului din 1906, o imagine cu România sanctificată într-un cadru care este tipic începutului de secol 20, binecuvântând pe împăratul Traian și pe Carol I. Este o alegorie, dar este o alegorie care a foarte în spiritul epocii, care vorbea mult de, până și în folclor, de bădița Traian și Carol, care era asimilat ca cel de-al doilea părinte al acestui popor. Și vreau să vă spun, cu cât trece vremea, la bătrânețe, republicanul din mine a zis, dacă ar fi vorba să ai pe un Carol I, poate aș fi pentru monarhie constituțională. Aici este o stemă pe care o vedeți imediat fără semnele Transilvaniei, deci vă dați seama, este înainte de războiul de întregire, este stema oficială din vremea lui Carol I și vă felicit pe cei de la Dignitas că ați găsit-o. Ar merita să fie pusă undeva și mai mult în valoare. Aici e o achiziție extrem de importantă. Este istoria Imperiului Otoman lui Cantemir, care a ajuns în Anglia prin Antioch Cantemir, fiul lui Dimitri, care era ambasadorul țarului la curtea de la St. James, și un editor și savant, Nicholas Tindal, s-a oferit să o publice și a publicat-o la 1734. Această The History of the Growth and Decay, care este celebra incrementa, adve decrementa aule otomanice, este cea care a făcut ca în Anglia, în lumea engleză, să se inspire o serie întreagă de învățați, și toți istoricii își amintesc de Edward Gibbon la sfârșitul secolului, care a repetat pentru lumea romană ceea ce făcuse
Cantemir pentru lumea otomană. Din coace, vreau să vă spun că aici se află foarte multe lucruri legate mai ales de monarhie și este foarte bine așa, pentru că semnul demnității noastre a fost dat multă vreme de monarhie. Aici aveți un act județean, dacă vreți, din Vrancea, sub patronajul reginei Maria, cu semnătura tuturor notabilităților. Este un act absolut emoționant care îți arată, în primul rând, care era, este o societate din Vrancea. Sigur, în Vrancea podgoriile făceau ca oamenii să fie bogați, dar această societate culturală din Vrancea, sub patronajul reginei Maria, cu toate semnăturile notabilităților, este un act cultural, pentru că asta este istoria țării prin cei mici, cum spunea Iorga. Așa ei făceau istoria. Mă apropiu, nu știu dacă aici se găsește vocea lui Carol al II-lea. Aici este? Bun. Da, înainte, acum vă spune vă vorbește republicanul care este însă un împătimit de Carol al II-lea și mulți prieteni ai mei mă acuză pentru asta. I-am și adus o semintele de la Lisabona. O să apară curând un album, primul dedicat lui Carol al II-lea în România, pentru că pe Carol al II-lea nu l-a iubit familia regală, nu l-au iubit liberalii, nu l-au iubit țărăniștii, nu l-au iubit comuniștii, nu l-au iubit postcomuniștii, nimeni nu-l iubește pe acest mare rege al culturii. Da, și încă câteva doamne pe parcurs. Da. Aici aveți, da, și Institutul Iorga, fiindcă directorul Institutului Iorga aici, trebuie să știe fotografia aceea din sala Institutului, în care Iorga și Carol al II-lea se află. Carol al II-lea e un personaj fascinant. Eu l-am numit un Hohenzollern cu specific național. Avea specific național pentru că Carol I spunea despre el, da, era primul botezat ortodox și spunea, da, Cărluță e român pentru că înjură și dă bacșișuri. Aici o să auziți vocea lui Carol al II-lea la 7 iunie 1930, imediat după ce a sosit zborul său faimos de la München și s-a dus la Cotroceni, l-a invitat pe fiul său să devină numai, cum spunea Iorga cu titlul așa de operetă, Mare Voievode Alba Iulia. Vreau să spun însă că Marele Voievode Alba Iulia, maestatea sa, regei Mihai, după ce am adus relicvele la Curtea de Argeș, mi-a spus, cu ușor accent moldovenesc, nu știu de ce, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru tatăl meu. El la 7 iunie l-a trimis în palatul unde este ANG-ul acum pe Chiselef, dar și-a început o domnie care, oricât a fi fost de înjurată, blestemată, camarilă, lupeasca și așa mai departe, Aușnici și Malaxa, vă amintesc, a fost vârful economic al României, a fost momentul în care Bucureștiul a fost modernizat, pentru că place, nu place, Bucureștiul în care ne aflăm are semnul a 3 ctitori. Carol I, Carol al II-lea și ultimul pe listă, Nicolae Ceaușescu. Asta este adevărul. Puneți-ne să ascultăm proclamația lui în discursul la Parlament. Vocea-i schimbată. Fără unirea tuturora, nu vom putea apare în fața celor ce ne pismuiesc ca o forță indisolubilă care, sprijinită pe o armată organizată după ultimele cerințe și care se va putea totdeauna vizuită plină de grijă, spre apășit definitiv la o muncă pașnică și harnică. Greutățile care unora li se par de neonăturat
vor putea fără nicio îndoială să fie călcate în picioare de o Românie unită și hotărâtă. Nu vreau să pun la îndoială nicio clipă patriotismul acelora care, prin poziția lor, au datoria de a lucra la progresul țării. Și sunt convins că toți, fără deosebire de opinie politică, credință și obârșie, să vor întruni într-un mănunchi în jurul tronului, spre a vor lucra cu toți împreună la așezarea țării noastre pe temerii pe care să-i permite o dezvoltare și să-i asigure neclintit locul cei sortiți să ocupe în consorțiul lumei civilizate. Vom trebui, vom lucrând cu cei cu care suntem legați și în sentimentele de prietenie cu toate popoarele și mai ales cu vecinii noștri, să lucrăm la restabilirea urmelor ce ni le-au lăsat marea vărmășeală mondială de acum 14 ani. Țara noastră este atât de bogată, are atâtea resurse naturale, încât nu putem, cu concursul tuturor, să nu îndreptăm cât mai repede starea economică și să redăm astfel mulțumirea materială a locuitorilor care de atâta vreme o așteaptă. Patrimoniul de bogăție ale României este atât de mare încât și pe terenul cultural vom trebui să ne luăm locul în lume grație intelectualelor noștri, ai căror reprezentanți cei mai de seamă se găsesc în mijlocul domniilor voastre. Domnilor senator, domnilor deputați, mai am o bucurie pe care țin să o împărtășesc. Bucuria cea mai mare care în clipele acestea de reîntoarcere umple sufletul este terminarea celui mai mare timp ce l-am avut de o durată în anii mei de privilegie. În sfârșit ne-am regăsit pe scumpul copiu pe care îl voi putea cu toată iubirea să-l crească sentimentele ce au ilustrat pe strămoșelui dragostea nesfârșită de țară. Domnilor senator, domnilor deputați, știu încă să aduc mulțumirile mele iubitului meu frate și tovarășilor săi din regență, care în acest răstimp au avut grijă de buna gospodăria țării. Sfârșind cuvântul meu, încă o dată fac cel mai călduros apel ca toți să lucrăm împreună pentru bunul cel mai scump al nostru, patria. Rămân din patru unghiuri, uniți-vă în simțire, înainte spre muncă. Mare actor, mare actor. Un om de inteligență, de o cultură și de un farmec. Și băgați de seamă, marea învălmășală de acum 14 ani. Asta era războiul. Noi vorbim tot mai mult de marea învălmășală din decembrie 89. Câte continuitate în felul de a gândi. Mai departe, au achiziționat prietenii de la Dignitas lucruri, aici, lucruri foarte emoționante. Aici un semnătura lui Cuza, un document. Sus, un preciozii cu biserica Batiștei. Știți ce este Batiștea? Batiștea este locul unde trec vitele. Oxfordul din englezește este Batiște în românește. Este locul de trecere a vitelor, care este preciozii a făcut biserica imediat, deci era la vreo 80 de ani după ce a fost zidită. Aici sunt piese din ale familiei regale, lingurițele acestea cu chipurile. Acești butoni sunt ai regelui Mihai. Sunt lucrați în 1942 de un bijutier care era bijutierul familiei regale, Weiss, și sunt cred și la Muzeul Național în Tezaur piese lucrate de Weiss. Aici alte repede, podul calicilor, tot prețiozii, lucruri de fotografii, fotografii ale membrilor familiei, documente de altfel. Eu vreau să felicit Fundația Dignitas că a început cu aceste lucruri. Noi n-am vorbit decenii întregi despre monarhie, ne-am comportat bizar cu monarhia, chiar și după 90, eu, republicanul convins și prietenul domnului Iliescu, să știe, m-am ciocnit tot timpul de domnia sa pe acest lucru, până când reales, pentru că noi trebuie să discutăm și psihologie politică, reales, deci legitimat definitiv,
eram membru al guvernului, m-am dus să-i strâng mâna. 10 ani ne ciorovăisem, îmi permit să o spun, pe ideea. Îi spuneam, trebuie, e un personaj istoric, a domnit de două, trebuie să-l primiți. Nu, 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 nu. Și s-a uitat la mine și mi-a spus să știi că îl invit pe rege. Mărturisesc că era să-mi cadă din mână ceea ce aveam. Bun. Intrarea în normalitate s-a petrecut și momentul în care fostul lider comunist și activist comunist Ion Iliescu i-a dat mâna regelui Mihai, care a avut și el înțelepciunea de a trece peste niște lucruri. Eu vă felicit că ați început cu acest tronson al monarhiei și sunt convins că muzeul va crește și că ne veți invita și la alte asemenea manifestări.